ziua! Din episoadele anterioare, față în față cu cel care a vrut să o reducă la tăcere pentru totdeauna. Oare îl va recunoaște Delia pe omul care a ordonat execuția ei? Nu pot să cred. Cristina? Tu te în casă? Da. Și nu mai ieși deloc, da? Ai grijă, Madeline! O să scap de servietă, plecați în casă! Câteva secunde au lipsit să fie spulberați de pe fața pământului. Madeline le-a salvat viețile, punându-și-o pe Sam în pericol. Toată lumea vorbește așa de explozia de ieri. Așa. Radu și-a dat seama că bomba de care tocmai au scăpat reprezintă mai mult decât o sperietură zdravănă. Vede în ea șansa de a-și spori popularitatea în rândul sătenilor. Nu te gândești să le spui tu tuturor că eu am fost salvator? Da! Ne v-am găsit, dragii. A venit moartea pasiunii! Andrei s-a întors din Franța la timp pentru a se bucura alături de Mariș că sunt teferi și nevătămați. Ia și citește, papanaule, că ești eliberat și tu! Ba, prost ești! Oficial vorbind, Iani și Taurus sunt doi oameni liberi. Doar că șeful clanului Mamiron are o noțiune a libertății un pic diferită. Libertate! Mâine mergem și-l prindem pe p***osul! P***osul! A acceptat bucuroasă postul de menajer în casa Stoian, fără să știe că va fi aproape de cel pe care vrea să-l uite. Oare ce reacție vor avea Ioana și Ștefan când se vor descoperi unul pe celălalt? Bunica, am salutat-o și mă simt ca un ticălos. Pentru ce ești ticălos? Pentru că iubești? Salutul a fost cel mai minunat lucru pe care l-am simțit vreodată. Fata asta e ca un înger. Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. Urmează un nou episod palpitant din Iubiri Secrete. Dacă ești aici, te trimit în iad cu mâna mea. Jur. Întors din Franța pentru a fi alături de cei dragi, tocmai a aflat un secret care îi macină pe Valeria și pe Eugen. Mamă, stai să înțeleg și eu ceva. Deci omul ăsta, Victor Stoian, omul ăsta care vă face rău și care a creat toată situația asta, este tatăl adevărat al lui Madeline? Da, mamă, este adevărat. Victor Stoian este tatăl adevărat al lui Madeline. Păi și lui Madeline a spus? Nu, mamă, nu i-am spus. De ce? Că nu vreau să mai afle nimeni, nu știe. Bine, și în afară de voi, mai știe cineva povestea asta? Nu, numai noi trei. Da, măi, Andrei, și m-am hotărât, m-am gândit că ar fi bine totuși ca Mădălin să afle. Așa e normal, să afle, să știe cine taicăsul, nu? Doamne, dar v-am explicat, tată, o să fie mult mai rău, înțelegeți-mă, simt eu lucrul ăsta. Nu știu, bunicul, ce să zic, poate mama are dreptate, până la urmă, nu știu. Păi da, domnule, dar tot se va afla până la urmă, nu? Tată, ce-i? Poate îl arestează pe Victor și scăpăm de coșmarul ăsta. Bugă, 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 bugă. Opa! Echipa de șoc în acțiune! Eh? Ce zici, Andrei? Ele sunt gagicuțele mele bune, bune, bune. Eh? Ai avut vreodată așa ceva? Zi! Nu, Radu, n-am avut. Normal că n-ai avut. Fetelor, el este fratele meu, Andrei. Moartea pasiunii. Bună moarte pasiunii! Da, eu sunt viața pasiunii. Știți, lui îi place să facă copii, mie îmi place să fac dragoste, asta e diferența dintre noi. Dar n-am cum să-l judec, înțelegeți? Pentru că eu mă bucur că există bărbați ca el, că în felul ăsta rămân mai multe femei pentru mine. Oh. Adică cum vrei tu? Păi ce, tu mai vrei și altele? Nu, fetelor! Să-mi faci în eșel! Doamne ferește, eu doar glumeam, eu vă iubesc pe amândouă și cu siguranță o să vă iau de neveste pe amândouă. Mai bine le duce de aici, de lângă casă, că nu vreau să le mai văd. Nu! Exclus! Nu le duc de nicăieri, mamă, să fie clar! Mai ales acum că eu trebuie să mă pregătesc pentru mâine, înțelegi? Mâine am demonstrație mare! E meeting în tot satul, mamă, trebuie să se adune lumea să mă voteze! Așa e, primărașul nostru. Da, asistentuța mea frumoasă, da! Închipuieți! Păi nu, cum să nu mă aleagă, mamă, pentru că eu sunt eroul satului! Sunt salvatorul comunei! Sunt un fel de... Mamă, mamă, mamă! Așa, Maradule, și dacă te trezești că nu vine nimeni la meeting, ce faci? La mine? Păi tu știi cine sunt eu? Cine ești? Eu sunt Radu Meserie pentru primărie! Bugă, 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 bugă! Ce vorbești, domne? Băiatul ăsta i s-a urcat la cap primăria. De ia să vedem ce facem noi dacă este primar.
Doamne ferește! Întâlnirea cu Delia, pe care o credea moartă, l-a șocat pe Victor. A trecut atâta vreme, dar n-a putut să o uite. Iar acum e aici, în fața lui. Cristina, nu... nu vine să cred că trăiești. Nu, cred că mă confundați. Eu sunt Delia, nu Cristina. Tu faci mișto de mine? Nu, nu, dar chiar nu vă cunosc. Bună ziua, unchiule! Bună, nepoate! E prietena mea, Delia, unchiul meu, Victor. Domnul spune că mă cunoaște. Da, unchiule, e posibil să vă cunoașteți. Ea are amnezie și n-are cum să-și amintească. Nu, 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 cred că am făcut eu o confuzie. Vă rog să mă scuzați, domnișoară. Semănați foarte bine cu o prietenă de-a mea care a murit acum 20 de ani și mi se pare că din când în când o văd întruchipată în alta persoană. Da, asta trebuie să fie. Înțeleg, îmi pare rău să aud asta. A trecut destul timp. Mergem. Oricum îmi pare bine că vă cunosc. Da, asemenea. Da, Ioana? Ioana o să rămână în seara asta aici să se acomodeze. Da? Haide, mă bucur că v-ați cunoscut, unchiule. Da, și eu. Bună ziua! Vă pup, la revedere! Anda? Ce căuți aici? Amnezia Deliei l-a făcut pe Victor să răsufle ușurat. Dar mafiotul știe că situația se poate schimba în orice moment. Serios, Capone. Capone, știi pe cine am văzut acum câteva minute? Pe cine, domnule Victor? Pe fosta mea iubită Cristina. Sau Delia, cum îi spunea mai nou. Cum adică Delia trăiește? Da. E vie și nevătămată. Tobitocul ăla de Vlad n-a fost în stare nici măcar pe ea să o mazilească. Nu vine să cred. Păi avem o problemă în cazul ăsta, că știe totul despre dumneavoastră. Nu, hai să râzi. Avem o mare baftă. Fata are amnezie, adică nu-și aduce aminte absolut nimic. Asta e bine pentru noi. Da, dar vreau să fie urmărită pas cu pas. Sigur, domnule Victor, se rezolvă. Dacă vreți, o facem și să dispară. Nu, nu. Deocamdată nu. Dacă are amnezie, înseamnă că nu e periculoasă. Văd că v-a afectat destul de mult relația asta. A fost iubita mea, Capone. Și știi care e culmea? Că e mai frumoasă ca niciodată. Dar a doua oară nu se mai pică în plasă. Alo? Da, eu. Cum? Comandeci? Bine. Bine. Mersi mult, salut. Tocmai am fost informat, Capone, că domnul comisar Coman urmează să mă aresteze zilele următoare. În holul vilei de la Snagov, tocmai a avut loc o altă întâlnire neașteptată. Sorin, Delia, ce căutați voi aici? Păi cum ce căutați? Asta e casa unchiului meu. Pe cine e unchiul tău? Unchiul meu e Victor, Victor Stoian. Tu vorbești serios? Victor Stoian e unchiul tău? Da, nici mie nu mi-a venit să cred când am aflat. Da... tu ce faci aici? Eu aici locuiesc? Da, păi unchiul Sorin Victor Stoian este tatălui Ștefan, viitorului meu soț. Ștefan, iubitul tău? Da? Locuiește în casa asta? Da, mă, normal, dacă e viitorul meu soț, avem camera sus la etaj. Doamne, ce mică e lumea asta. Așa e, nu pot să cred. Victor nu e foarte surprins că poliția e pe urmele lui, iar îngrijorat, nici atât. De ce să vă aresteze? Pentru faza cu bomba, Capone. Văd că comisarul ăsta acum se tot bagă. Da, dar prostuțul ăsta de Coman nu știe de relațiile pe care le-am eu. O să intru, o să stau o săptămână și o să-mi dea drumul din lipsă de dovezi. Exact. Înseamnă că n-avem de ce să ne facem griji. Ba, avem, Capone, avem. Îl avem pe Mădălin pe cap. Cine știe ce o să facă atâta vreme cât o să fiu eu în arest. Ăsta e în stare de orice. Avem noi grijă și de el. Capone, vreau să stau acolo o săptămână, ca în concediu. Ai înțeles? Și spuneți, ce vreți să facem? Vreau să dispară din peisaj definitiv acest Mădălin. A trecut doar o zi de când Ioana s-a apucat de treabă în vila de la Snagov și Margareta e deja topită după ea. Ar vrea să știe cât mai multe despre tânăra aceasta modestă și harnică. Cum ai dormit, Ioana, azi noapte? A fost bine? Să știți că am dormit chiar foarte bine. Foarte bine.
Iana, vreau să-ți spun că nu mi-am dorit o menajeră, dar vreau să spun că eu mă simt foarte bine acum că am acceptat să fie aici. Dar eu mă bucur că vă pot fi de folos și chiar sunt foarte bucuroasă că v-am întâlnit. Chiar sunt foarte bucuroasă. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Mie nu prea-mi place cafeaua. E amară și eu nu prea beau de obicei. Păi trebuie să-mi spui să-ți fac un ceai, un lapte, ceva, nu e... Dar mi-a fost rușine să vă spun, n-am vrut să vă deranjez. Ioana, eu nu vreau să aud lucruri din asta, pentru că tu aici trebuie să te simți ca la tine acasă. Chiar... Tot așa de rușinat să ieși cu prietenul tău? Eu nu am un prieten. Mă scuzi? Deci nu am vrut să fiu indiscretă, simplu am vrut să... Nu ați fost indiscretă, nu e vorba de asta, e mai complicat. Adică? Eu port în suflet un băiat extraordinar și nu pot fi împreună cu el. De ce? Pentru că el are pe altcineva și iubirea noastră este imposibil. Eu m-am resemnat cu gândul ăsta. Ioana, când iubești cu adevărat, nimic nu este imposibil. Trebuie să lupți. E adevărat, dar până la urmă să fiți împreună, ai să vezi. Să vă spun sincer, acum mă străduiesc din răzputeri să lui, doar că nu prea reușesc. Ioana, când iubești, nu poți să uiți, nu ai cum să uiți. Nu o să-l uiți niciodată. Chiar niciodată? Niciodată n-ai să-l uiți. Aoleu, ce neîndemânatică sunt, Doamne Dumnezeule, ce-am făcut? Stai liniștită, Ioana. Ești îndrăgostită așa că ai toate scuzele. Mă duc să aduc o cârpă. Bine. Și vin imediat. Bună dimineața, bunico. Ia, sigur nu vrei să mergi cu tine? Nu e nevoie. Vreau doar să discut ceva cu domnul Coman și atât. Între Delia și Sorin s-a născut o relație aparte. Se simt atrași unul de celălalt, dar se simt și vinovați pentru asta. Sorin, mă simt foarte ciudat că facem asta. Delia, viața merge înainte. Raluca s-ar fi bucurat pentru noi. Dacă ne-ai văzut în momentul ăsta, s-ar fi bucurat pentru noi. Da? Stai liniștit. Da? Hai, stai încet. Ce faci, Sorine? Gata, te-ai combinat cu ea? Dar tu ce faci, mă? Ne urmărești sau ce? Că nu înțeleg. A, nu. Am auzit fără să vreau. Aranjăm asta pe aici un pic. Aranjăm asta și de fapt uite la noi. Nu, Sorin, ce ai, nu. De zi, ei, află că nu m-am cuplat cu nimeni, doar ne înțelegem bine și atât. Și tu parcă o iubeai pe sorsa. Ce vrei acum, Iulia, să fac? Să trăiesc în trecut? Asta vrei? Asta vrei să mă gândesc numai la Raluca și atâta? O iubeam extraordinar de mult, cu suflet, cu tot. Mi-aș fi dat și viața pentru Raluca. Dar ce vrei? Aș ajunge să-mi pun ștrangul de gât. Nu știu, nu vreau să fii cu ea. Iulia, eu te înțeleg pe tine. Tu te gândești că poate mă pierzi, poate ceva... Stai liniște că toată viața o să te protejezi și o să am grijă de tine. Crede-mă pe cuvânt. Ești surioara mea și te iubesc. Țin la tine. Extraordinar de mult. Da, uite, de când am plecat nici măcar pe jos n-au spălat ăștia. Dragă Sorine, iată că a venit coșmarul tău care sunt coșmarul tău. Ce faci, bunico? Margareta abia așteaptă să o laude din nou pe Ioana, nepotului ei îndrăgostit. Ce s-a întâmplat aici? Nimic nu s-a întâmplat, asta mică, uite, stăteam și vorbeam aici, am băut o cafea și a vărsat-o din greșeală. Asta mică fiind menajeră, nu? Menajeră. Nici n-am apucat să o cunosc. Așa este, n-ai apucat să o cunosc, dar ce-i cu tine, n-ai dormit bine, ce s-a întâmplat? Care-ți rău? N-am apucat să dorm deloc, toată noaptea m-am gândit la fata aia. Tu nu poți să mai continui așa, cred că ești conștient de lucrul ăsta, nu? Știu, bunico. Și nu e de față de Anna, pentru că dorm cu ea în pat și mă gândesc la altcineva. Dar ce să fac? Fata asta pur și simplu mi-a intrat în minte și nu mai pot să o scot. E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. Bunico, scuză-mă, e Anda. Bine. Revin. Nu-i nimic. Nu găsesc cârpă. Ioana, toate cârpele sunt în sertarul de lângă frigider. Bunico, trebuie să mă duc repede până la salon să o iau pe Anda și vorbim mai târziu. Stai puțin să o vezi pe fata, să-ți fac cunoștință. Bunico, chiar nu mai pot să mai rămân. E urgent. Bine, mamă. Vorbim. Cer scuze că am fost atât de îndemânatică. Nu știu ce e cu mine. Stai liniștită, dar nu înțeleg de ce te complici atât. Sunt obișnuită. Am un nepot care îți seamănă în privința asta perfect.
Ea ni s-a ținut de cuvânt. A venit să se răfuiască cu cel care l-a dat pe mâna poliției. Ieri, ce cauți tu aici? Nu trebuia să fii la pușcărie? Ba da, trebuia să fiu la pușcărie, dar datorită Iuliei care mă iubește și mă respectă, iată că nu mai sunt la pușcărie. Am ieșit de la pușcărie. Ce, mă? Ce am auzit eu? Da, Sorin, e adevărat. Dar să știi că m-am mințit că o să moară ca să-l ajut. Mă, ce nenorocit. Bă, ce nenorocit ești, mă. Bă, băiatule, până acum am fost un dulce. Cel mai dulce am fost, da, azi înainte, cu adevărat o să devin coșmarul tău. O să fiu fiere pentru tine, venin! Iani, uite încolo la mine, că nu mi-e frică de tine. Mă uit. Nu mi-e frică de tine și o să plătești pentru tot ceea ce ai făcut, Ralucăi, nenorocitule. Pentru tot, mă, pentru tot o să plătești. Bă, băiatule, tu nu înțelegi că eu nu i-am făcut nimic, Ralucăi! Iani, ești un mincinos, mereu ai mințit! Tu tași din gură că ești de partea mea, păpușa. Dar nu sunt de partea ta. Ieși afară din casa asta. Ieși amândoi din casa asta. Ieșiți! Băi, casa asta e a mea! Iani, ai uitat că tu cu mânuța asta ta dreaptă m-ai pus să semnezi actele pentru casa asta. Casa asta scrie foarte mare în contract. Mamiron Sorin. Deci n-ai ce căuta, dai drumul de aici! Băi, băiatule, tu vrei pomeni? A? Tu vrei milă, cerșetorule? Vreau pomeni? A? Vrei pomeni? Casa asta e a mea! Băi, și ceva? E tot a mea casa asta, indiferent de ce am semnat. Cerșetorule! Ieși de aici din casa asta până nu chem poliția. Ieși de aici. Chem poliția? Ieși. Nu, ce faci, mă? Băi, nu mai smart doi? Băi, băiatule, tu nu mai smart doi? Du-te și cheamă poliția. Da. Iulia, nu te duci nicăieri. Iulia! Nu mai smart doi? Smart doi lui care ești pisoi. Ești din casa asta, Iani. Tăuraș, și ia ține-l puțin tu pe pisoiul ăsta, să-i dau câteva așa la pateu. Bă, cine se iasă din casă? Ieși, mă, pe interval! Ia lasă-l, băi! Ieși! Băi, ce faceți, mă, lașilor, mă? Veniți amândoi pe mine, veniți, mă, unul, mă, dacă aveți vino, tu pe... Ce? Haide, mă, vino, mă, haide, mă! Haide, mă, haide, mă, unde vin, mă? Pisi, Iani, uite încolo la mine, sunt mai puternic ca oricând. Am o familie acum. Sunt mai puternic decât tine și decât orice. Și înainte n-aveai o familie. Hai, mă, lasă-l jos, mă! Ce ai să o dăm parte în parte, bărbătește? Sorin! Bărbătește. Da, mă, bărbătește! Sorin, am chemat poliția și vine în 5 minute. Bravo, Iulia! Felicitări, medalia de lemn, domnișoară! Hai, pui, Iulie, că vine poliția. Ce faci? Un sifon, două sifoane. Ce faci? Duci-mă la pușcărie. Hai, pleacă. Dat un gardă. Pleacă! Pleacă din casa mea, mă, să plec din casa ta? Tot e prin pe stradă. Hai, pleacă. Ai înțeles? Tot o să dau o să mănânci. Tot aici, gândă! Picioare în burtă! Pomeni! Asta vă plac, pomenile! Iani, ieși! Doamne, cea mai proastă. Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. Iartă-mă, Sorin, te rog frumos, iartă-mă. Iulia, stai niște. Oricum n-aveau suficiente dovezi să-l închidă pe nenorocitul ăsta. Da? O să mă ocup eu, mă. Eu o să mă ocup. Las poliție, las tot la o parte. Eu o să mă ocup de el. Eu. O mare parte din trecutul Deliei este încă învăluită în mister. Tânăra i-a cerut ajutorul comisarului Coman, iar acesta a demarat cercetările. Spuneți-mi, ați mai aflat ceva despre trecutul meu? Este foarte ciudat ce am găsit în arhive. Doar niște informații banale, neinteresante, incomplete. Și toate numai vechi de 4 ani, de parcă înainte nici n-ai fi existat, Delia. Și mai vechi de 4 ani nimic? Absolut nimic. Doar dacă... Ia spune, ți-ai schimbat cumva numele între timp? I-a încercat să căutați sub numele de Cristina. Cristina Dragnea? Da, Cristina Dragnea. Dar de ce tocmai Cristina? Pentru că m-am întâlnit zilele trecute cu un bărbat care spunea că mă cunoaște și m-a strigat așa, Cristina. Foarte interesant. Bine, am să caut și sub acest nume în arhive. Da, și vă rog să vă grăbiți. Trebuie să aflu cât mai repede cine se ascunde în spatele lui Vlad. Intră! Domnule Coman, tot alaiul e prezent la declarat. Bună, iubita mea! Ce faci? Tocmai plecam. Nu, stai un pic, să mai discutăm un pic așa. Zi-mi cât de mult ți-a fost ție dor de mine. Hai, Radu, că n-am timp de prostiile tale acum. Prostii? Stai un pic, spune-mi că tu nu mă mai iubești. Spune-mi tu că nu mă mai iubești pe mine, hai zi-mi. Sincer, nu înțeleg cum am putut să te iubesc vreodată. La revedere. Ați văzut cât de rece e? Extraordinar. Delia, stai un pic, două secunde. Ce vrei? Fetelor, hai la băiatul! Delia, dă-mi voie să-ți prezint iubitele mele. Știi ceva? Chiar nu mă interesează.
Și oricum n-am timp acum de prostiile astea tale. Pa, fată! Pa, fată! Nu te mai iubesc, ești o nașpetă! Eu le iubesc pe ele! Și noi te iubim! Bună ziua! Toată lumea e prezentă? Da. Am să vin și eu imediat să vă iau declarații. Haide, mai repede. Ioana. Cu toate că împart același acoperiș de câtva timp, Ioana și Ștefan sunt ca soarele și luna. Nici chip să se întâlnească. Ioana, asta este camera nepotului meu. Pictează? Da, pictează. E pasiunea lui cea mai mare. Sunt foarte frumoase. Așa este. E foarte talentat. Uf, am uitat cratița jos pe foc. Rămâi tu aici că... Da, mergeți. Eu rămân să șterg praful. Mergeți. Să ne apucăm de treabă. Nu pot să cred. Parfumul ăsta? E același parfum pe care îl folosește Ștefan, nu pot să cred. E curajul meu mic. Am dat o să mă duc să-mi iau ceva pe mine și ne vedem după aia. Da? Și știi ce o să fac eu în tot timpul ăsta? O să mă duc și o să dau drumul la apă în jacuzzi, să fie fierbinte. Nu s-am ajuns. Da, mă rog, să te mai văd o dată. Uf, Ioana, mă gândesc la tine clipă de clipă. Ce faci, mă, mărigă? Iar visezi? Ce stai, mă, ca un papă lapte? Zici ceva, nu sta ca o muiere. Zi-mă ce-i în tine! Ceva? Nu. Doar că am un băiat din altă lume. În rest, toate bune. Dacă ar fi după Radu, toți polițiștii ar trebui să fie polițiste și să arate ca Mimi și Lili. Radu, mă faci de râs, mamă, suntem într-o secție de poliție, lasă prostiile alea, ia șepcile astea din cap și pune-le la locul lor. Ce legătură are, mamă, sunt militare și uite cât de bine le stă. Da, sunt de sexy și rău. Dacă te băie tata așa, crede-mă că e de mai scandalul ce o să iasă. Crede-mă. Aulu, e rău, taică tu? Haide. Tu. Dragii mei, va trebui ca fiecare dintre voi să completați câte o declarație în care să consemnați cât puteți de exact tot ce ați văzut, tot ce știți că s-a întâmplat în ziua exploziei. Cu declarațiile voastre și cu probele prelevate de noi de la locul faptei, mâine îl voi aresta pe Victor Stoian. Oh, sigur o să fie închis? Va fi închis cu siguranță. Din păcate însă, nu știu pentru cât timp, pentru că vedeți voi, individul are niște relații incredibile. Polițiști, procurori, poate și judecători, sigur oameni din sferele puterii. Ceea ce înseamnă că după 2-3 zile de arest o să fie iar în libertate, nu? Mădăline, sincer, eu sper să-l prind cu altceva mai grav. Ah, dacă mi-ar cădea la un flagrant, n-ar mai scăpa. Domnule Coman, odată în viața dumneavoastră, vă rog frumos să recunoașteți că sunteți neputincioși și nu aveți ce să-i faceți lui Stoian. Madalin, te rog de frumos, calmează-te și vorbește frumos. Trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă poliția nu e capabilă, o să fac eu dreptate de unul singur. S-ar putea să ai dreptate. Poliția nu poate să facă minuni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne facem singuri dreptate, pentru că altfel putem să ajungem după gratii. Asta vrei? Tot ce-mi doresc pe lumea asta e ca jegul ăsta domn să nu se mai apropie la un pas de familia mea. Dat afară din propriei casă și cuvântul fluturându-i prin buzunare, Iani trebuie să se mulțumească cu condiții nu tocmai de lux. Mamă, dar ce e aici? De orașele de azi înainte, acesta va fi noul nostru cămin. Căministule.
Aici facem living-ul, că e mai mare, dressing-ul, WC-ul, aici, WC-ul, aici. Așa, frumos. Cine o să dormă, Iani? Eu nu o să dorm aici. Aici facem picurătorul de la bucătărie. Uite, picurător, avem și picurător. Băi, Iani, nu înțelegi că eu nu o să dorm aici? Păi până mâine murim de frig aici, ne mănâncă șobolani și nebun. Dar și unde vrei, bă, băiatule, să te duci? Păi să faci unul de niște bani, mergem la un hotel, ce pare cel mai ieftin, hotel de ăsta de 3 lei, ne spălăm și noi, stăm și noi, ne încălzim, păi murim aici. La hotel? Bă, băiatule, dacă avem saltele, putem să transformăm acest loc în hotel de 5 stele. Dar ție, dacă nu-ți convine, de exemplu, poți să te duci la tactul acasă, la tăticul tău. Gata, una, la două. La ăsta care te-a abandonat pe tine, la căminul de copii, de nefamici. Nu o să plec, mă, Nicheri, o să rămân aici, dar nu o să plec eu la mai bine și te las pe tine aici, la în camera asta ta. O să rămân cu face rost de două saltele, luăm un calorifer, închidem, dacă avem bani, un calorifer și stăm aici. Deci uite că se potrivește, calorifer cu saltele, avem hotel de 5 stele. Hai că merge asta. Marf. Of, of, mai, mai. Victor se pregătește pentru o scurtă vacanță la penitenciar. Singurele griji pe care și le face sunt legate de ce o să se întâmple cu afacerile în absența lui. Ha, ce faci, frumoasă? Bine, dragă. Capone, închide-te, rog, ușa ca să nu ne mai deranjeze mama, că vreau să stăm de vorbă. Bună, Capone. Da. Scumpa mea, după cum știi, eu câteva zile voi fi arestat. Bine să nu-ți faci probleme. Nici o problemă nu-mi fac. Oricum, într-o săptămână o să fie eliberat. Exact, dar într-o săptămână se pot întâmpla foarte multe lucruri. Așa este. De aceea vreau să îmi iau câteva măsuri de precauție. Și ce anume vrei să faci? În primul rând, Sorin, nepotul meu, se va muta aici și va avea grijă de afacerile mele și de familie. Voi îl veți ajuta. Eu nici măcar nu-l cunosc pe băiatul ăsta. O să-l cunoști. E un băiat de încredere, curajos și mă pot baza pe el. Ok, dacă tu spui. Auziți, domnule Victor, dar sigur aveți încredere în el? Capone, e sângele meu, e familia mea. Și nu uita că mi-a salvat viața. Da, cum spuneți? În al doilea rând, până să fiu arestat, vreau ca Mădălin Mariș să fie băgat în garsonieră la 2 metri sub pământ. Ciobolane, deschide ușa! Mădălin Mariș te caută! Ce surpriză, dragul meu, Mădălin! Ce surpriză? Foarte gut, o să dispară zâmbetul ăsta pe față, mă. Tată, ăsta e locul, dar văd că n-a venit nimeni. Păi nu-i nicio problemă, mă, stai liniștit. Pornim singuri, facem multă gălăgie și se adună toată lumea așa ca la pâine caldă să se adune, o să vezi tu. Ne întoarcem la țară, unde suntem pe cale de a fi martorii unui nou moment istoric. După ce Mădălin i-a cedat titlul de erou salvator, Radu așteaptă recunoștința întregului sat. Hai, una în partea asta, una în partea asta. Așa, cu mersul ăsta al vostru de căprioare, bravo, fetelor. Așa. Tu rămâi acolo, da? Fetelor, vreau să luați mersul ăla al vostru de bunăciuni bune, rău de tot. Păi noi așa mergem tot timpul de aici, nu cred că e problema asta, știi? Ai văzut? Perfect, hai, Ionuț, dă portavocea aia. Hai da, și dăm drumul la treabă. Nu merge. Nu-i nicio problemă, mă, e bună, e de efect, atâta trebuie, dă bine. Dragi consăteni, eu sunt viitorul vostru primar. Voi trebuie să mă alegeți pe mine pentru că sunt eroul acestui sat. Da, da, v-am scăpat de apocalipsă, adică de explozie, da? Și voi aveți nevoie de un erou. Păi acela sunt eu, în persoana lui Radu Mariș. Toată lumea să strige după mine: Radu Meserie! Pentru primărie! Radu Meserie! Pentru primărie! Mulțumesc! Da, văd că nu vine nimeni. Degeaba. Nu-i nicio problemă, mă, stai liniștit. Fetelor, fiți voi mai provocatoare. Hai, provocatoare, provocatoare, da? Strigăm cu toții Radu Meserie pentru primărie. Provocator, da? Așa, vin și eu. Tate? Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Tați că vin și eu. Ați văzut? Pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Din nou, tatăl și fiul sunt față în față, fără să știe că între ei există o legătură de sânge. Cu ce ocazie pe la mine, că nu mi-aduc aminte să te fi invitat? În casa asta mă invit când vreau eu, mă, nu când vrei tu. Așa cum tu te inviți la mine acasă, mă invit și eu la tine. Bun, și ce dorești? Ce doresc? Ți-am spus să nu te apropii de familia mea. Și tu ai făcut exact contra mea. Ai încercat să-mi arunci casa în aer. Iar pentru asta, Stoiane, viața ta va bubui, va exploda. Eu ți-o arunc în aer pe ta. Mădărine, războiul ăsta e prea mare pentru tine. Asta e unul la mână.
Și doi la mână, familia ta oricum o să dispară. Nu prea cred. Nu? Singurul care dispare după contul ăsta ești tu, Stoian. Tremur. Tremur de frică. N-ai cumva un distonul calm? O să te lovesc exact unde nu te aștepți. Și nu o să poți să aperi. Hai că am tremurat destul. Timpul meu e foarte prețios, așa că să-ți văd mersul. Stoian, uite-te bine la mine. Mă uit. Războiul de acum încep. Bine. Vise plăcute. Capone, închide ușa, te rog. Simona? Oh, ce situație m-a spus? Vezi, draga mea, despre asta spuneam mai devreme. Despre tupeul acestui băiețel. Vreau ca până diseară să dispară. Păi și ai vreun plan? Capone? Tu o să-l inviți pe Mădălin la hotel. O să-l seduci. De fapt, știi foarte bine ce e de făcut. El, la un moment dat, o să fie extenuat și o să adoarmă. Tu, în momentul ăla, îi injectezi această substanță. Iar mă pui să fac treaba în murdare? Simona, asta e ultima cerere. Dacă mi-o îndeplinești, de mâine te muți la mine. Altfel vorbim. Sună tentant propunerea ta. Perfect. Păi și după asta, ce voi face cu el? Nimic. O să vină băieții mei, o să-l ia și o să-l îngura pe creștinește. Tu trebuie doar să-l înțepi. Atât. Oh, perfect, dragul meu. Consider această problemă ca și rezolvată. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați strâns într-un număr atât de mare. Sincer, nu m-aș fi așteptat. Adunarea electorală a lui Radu continuă cu același succes. Și pentru asta meritați un discurs. Da, da, un... Păi ce-i asta, mă? Păi ce-i asta? Asta-i toată lumea? Păi, stați un pic! Păi eu sunt erou aici, înțelegeți? Am făcut niște fapte viteze și unde-i toată lumea? Unde e toată lumea? Unde e? Să spuneți acum unde e toată lumea? S-a dus să-l susțină pe celălalt care a dat, pe Ion Bobică. A, pe Bobică? Dar de ce s-a dus toată lumea la Bobică ăsta, mă? Ce are el în plus față de mine? Te s-a dus lumea la el? E bogat. Așa? Și le dă bani ca să susține să-l voteze. A, da? Deci așa, Bobică, da? George Murdar. Trucuri din astea ieftine, nu? Păi tu crezi că așa o să stea toată treaba de acum încolo? Uită-te la mine când vorbesc cu tine, da? Lasă privirea aia o acheșe, ce înseamnă asta? Și bagă bărbia în piept când vorbesc, că mă supere acum! Ei, las că o să vedem noi cine o să câștige, Bobică, da? Radu, cu te rog, gata, nu mai fi așa nervos, că pe noi ne sperii dacă țipi așa! Iertați-mă, fetelor, am exagerat un pic, dar nu mai suport situația asta. Trebuie să mă calmez, am nevoie de puțin sex fierbinte să-mi revin. Da, mult mai bine așa. Hai să mergem, fetelor. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie pentru primărie. Radu Meserie. La doar câțiva pași de Ioana, Ștefan suferă de dorul ei. În schimb, Anda apare exact la timp ca să-i amintească că ea e viitoarea lui soție. Ștefan, ce faci? Te-am așteptat să vii să facem și noi boiță împreună și nu ai venit. Scuze-mă, Anda, am avut o ceartă cu tata și sunt foarte nervos. Haide, iubii, nu mai fi așa supărat. Lasă că o să treacă și asta. Gândește că în câteva zile o să avem nuntă și o să fie cel mai frumoase clipe din viața noastră, da? Așa e, o să avem o nuntă minunată. Așa e, și tatăl tău o să se mai liniștească și el când o să vadă că ești căsătorit și că vei avea un copilaș. Poate că ai dreptate. Sigur am dreptate. Hai, nu mai fi așa morocanos. Pentru că mă super și pe mine și dacă mă super pe mine, super și pe bebe. Vrei ca bebe să fie supărat? Pentru tine și pentru copilași o să fiu mai vesel. Măcar o să încerc. Ia zi, ți-ai ales costumul de mire? Sincer, nici m-am dus să-l caut. Dar asta n-ar fi o problemă pentru că îl găsesc ușor. Chiar nu e o problemă deloc, dimpotrivă. Eu am o idee foarte bună. Mergem împreună și-l alegem și după aia venim acasă. O să-ți fac un masaj așa frumos, cum știu eu. Și apoi facem și puțină dragoste, dacă vrei. De ce nu zici nimic? Scuze-mă, m-a luat gândul la ce spuneai tu și mi-am pierdut cuvintele. Nu? Ce drăguț ești tu, iubicu. Când ești așa timid, te ador. E ca un iepuraș mic și fricos. Dar cine e asta? Cred că e noua menajeră. Oh, avem și menajeră. Ador să fiu răsfățată. Trebuie să plec din casa asta cât mai repede. Acum trebuie să plec. Ah, mă duțu. Ce te așteaptă? Imediat.
discret, fără zgomot, fără urme. Așa va acționa de data aceasta Simona. Planul lui Victor pare imbatabil. Bună, frumos îl dau. Simona, te rog frumos, spune-mi și mie. De ce ești îmbrăcat așa? Sărbătorim ceva? E o ocazie specială și nu știu? Sărbătorim prima noastră noapte de dragoste și primul nostru parteneriat. Nu, Simona. Am venit aici pentru afaceri. Așa că afacerile prima oară, iar plăcerile poate după. Lăsați telefonul. Mulțumesc, mi-a fost dor de el. Toate informațiile din el sunt stocate într-un loc sigur. Așa că... Într-un loc sigur, sigur. Foarte sigur. Și tu nu ai să le folosești mie așa? Nu, o să le folosesc cu prima ocazie, când tu o să-ți încerci cu mine. Ți-am explicat 1000 de ori că eu țin la tine și sunt de partea ta și vreau să le norocesc pe Victor Stoian. Tu nu ești de partea mea și nici de partea lui Victor Stoian, nici de partea banilor, Simona, atât. De partea banilor? Da. Iar cu prima ocazie când mă minți, toate informațiile din telefonul ăla vor ajunge la Stoian. Ca să știe și el cum l-a lucrat Simona pe la spate. Dar tu chiar nu înțelegi că eu te iubesc și împreună o să putem să-l distrugem pe Victor? Nu înțelegi? Tu nu înțelegi un singur lucru. Dacă te joci cu mine, te distrug cu mâna mea. Acum pune mâna și dăm informații legate de Victor Stoian și de planurile pe care le are cu mine. Da, bună. Victor Stoian, în momentul de față, este mult prea preocupat. Are probleme cu poliția. Așa că nu are nicio treabă cu tine acum. Astea sunt informații vagi. Eu vreau informații concrete despre Victor Stoian și ce planuri are cu mine. Informații concrete o să ai când o să am și eu. Joacă-te tu cu mine și să vezi în ce hal te distrug. De ce nu înțelegi că te iubesc? Mă bucur că am terminat cu afacerile. Ne luăm discuția mâine, Simona. O să vezi că o să fie cea mai frumoasă noapte de viața ta. Cuvintele frumoase spuse de Ștefan viitoarei sale soții au semănat în sufletul Ioanei durere și deznădejde. Doamna Margareta, eu trebuie să plec din casa asta acum. Stai, Ioana, ce vrei să spui? Tu vino încoace că nu înțeleg ce spui. Te rog eu frumos, Ioana. Hai să stai să puțin în jos, te rog frumos, ca să-mi spui ce s-a întâmplat. Păi nu se poate. Ieri erai bucuroasă, azi... Vrei să pleci, te rog. Dar nu mai dezamăgi, te rog, vreau să știu ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu. Ioana. Pur și simplu. Ioana. Ioana. Ce ai pățit? Ai așa să... Așa, păi... Așa. Așa. Ioana. Ce ai pățit? Nu s-a întâmplat nimic. Mi se întâmplă deza asta, o să-mi revin câteva. Se întâmplă deza, nu înseamnă că n-ai nimic, trebuie să te vadă un medic neapărat. O să chem salvarea acum. În două minute, chiar dacă îți revii tot, trebuie să te vadă medicul. O să chem salvarea acum. Ștefan! Da, bunico! Vă rog, nu vreau. Vino, te rog, repede, jos, că am nevoie de tine. Ioana, îl chem doar ca să sune la salvare. Ioana, te rog de frumos, liniștește-te, nu mai... De ce ești agitat cu tine? Ce s-a întâmplat, bunică? Ce s-a făcut rău, fete, și vreau să te rog să chem să sun salvare, nu vreau să plec de aia. Ia-ți-mi de sun. Ioana, ridică mamă capul, că... Ioana, mă sperii, te rog frumos, ridică capul, Ioana. Ioana? Fără șansa unei lupte și fără rămas bun. Asta l-așteaptă pe Mădălin, fiindcă s-a lăsat prins de farmecele Simonei.
Visă plăcută, voinicul meu. Te cunosc. Tu ești fata de la mănăstire, nu? Care ne-a programat nouă. Da, a fost la mănăstire, dar acum este menajera noastră. Te vei muta aici, iar biroul acesta va fi biroul tău. Mâine? Mâine! Mâine eu apar la televizor! Apar la televizor! Eu mă duc la televizor mâine! Apar la televizor! Aole, o să fiu mâine la televizor! Asta e șansa mea! Asta e șansa mea! O să devin primar! Nu! Mă fac președinte! Asta mă fac! Nu mă mai fac primar, mă fac președinte! N-am înnebunit! Hai, ia-ți bagajele și dă-i drum afară din casa mea! Și cum știam? Unde se rog la intervenție? Cred că ați greșit adresa. Micule, da. Și cum știam? Bă, dar mare ăsta, mă. Ce-i, mă? Asteroist ăia? Știi pe cine am visat azi noapte? Pe cine? Pe nesimțit aia de cred că te doresc din nou.